Prefectura nu a luat încă nicio decizie pentru că nu a primit o înștiințare oficială privind condamnarea primarului din Măgureni. Domnul primar Iarca Gheorghe, primarul comunei Măgureni, în baza articolului 246 cod penal, este condamnat la 6 luni închisoare cu suspendarea condiționată executării pedepsei pe durata termenului de încarcerare prevăzut de articolul 82 cod penal. Deci este o sentință definitivă. Potrivit legii, condamnarea, fie și cu suspendare, atrage după sine pierderea mandatului de primar. În contextul în care un primar este condamnat cu hotărâre judecătorească rămasă definitivă la o pedeapsă privativă de libertate, se poate constata către prefect încetarea de drept a mandatului. Deși condamnat de instanță, primarul se bucură de popularitate în rândul localnicilor. Primarul de aici, de la noi, e un primar foarte bun. Eu nu pot să-mi dau seama ce a făcut, nu știu. Dar noi l-am considerat de primar foarte bun. Adică avea grijă de Da, ne-a ajutat foarte mult, ne ajută în continuare. Eu nu l-aș demit. Țineți cuvântul, el da, satul. Da. Ne-a ajutat foarte mult, eu nu l-aș demite. Sinceră să fiu, nu? Și în cazul în care va trebui să se facă din nou alegeri, veți ieși la vot, nu? Da, tot pe dânsul subțin. Știam că el e un om, își vede treaba lui, om ca lumea, deci a realizat foarte multe lucrări în comună aici, așa, deci lumea e mulțumită de dumnealui, de domn primar, în rest. Dacă se surprinde ce-i... Chiar mă surprinde, chiar abar nu știam că de chestia asta cu închisoare, cu suspensa asta, cu... Dar știi să fie avut probleme cu legea, să fi venit poliția pe la dumnealui, procuror? Nu, chiar n-am auzit, nici nu știu. Dacă sentința e definitivă, va fi demis prin ordine al prefectului. Va trebui să alegeți pe altcineva. Păi nu știu, acum depinde dacă e demis. Eu cred că nu, el nu-l demite nimeni, că e un om bun. Să vă pare rău dacă este demis? Normal, că cât a fost, nu a făcut nimeni nimic, ca și nu a ajutat nimeni cum ne ajută el. Poate să-l demite dacă mai e Băsescu acolo cu procuratura și cu tot DNA-ul și ani și toate alea, poate să pleacă după becali. Știți că a primit o sentință de condamnare, 6 luni de închisoare? Da, domnule, păi de când luptă PD-ul să-l dea jos? Că a făcut prea multe în Măgureni și de-aia vrea să-l demite. Primarul ei, om. A făcut multe, să înțeleg. Mai rar primar că el. Primarul a fost dat în judecată în 2011 chiar de fosta secretară din primărie, care l-a acuzat că a concediat-o în mod abuziv.